Salutare, prieten al online-ului! Ai lansat o campanie pe AdWords Search și vrei să înțelegi cum poți aduce mai multe rezultate din suporturile mobile? Iată 3 sfaturi care te vor ajuta să înțelegi performanța pe telefon a campaniilor tale. 1. Evaluarea conversiilor în funcție de dispozitiv. 2. Ajustarea licitărilor pe mobil. 3. Analiza apelurilor telefonice. Vom începe cu primul sfat. Evaluarea conversiilor în funcție de dispozitiv. Verifică în primă fază rezultatele pe care le-ai obținut într-o perioadă anume cu anunțurile pe mobile. La nivel de campanii, aplică un segment pentru tipul de dispozitive. Aplicăm segmentul, iar acum pentru fiecare campanie vom putea vedea statistici independente pentru computere, telefoane mobile, dispozitive și tabletă. Vom identifica unde avem rezultate mai bune, numărul de conversii din telefoane mobile, aici 39, computere 5 conversii și dispozitive din tabletă 0. Dacă identifici o distribuție mai bună pe mobil sau un cost per conversie favorabil, înseamnă că este cazul să distribui diferit bugetul, fie pe mobil, fie pe desktop, fie pe tabletă. Al doilea sfat este legat de ajustarea licitărilor pe mobil. La nivel de setări generice ale campaniei, poți vedea distribuția dintre suporturile de difuzare. Va trebui să te uiți cu atenție la poziția medie de afișare a anunțurilor tale, să o corelezi apoi cu rata de click și succesul campaniei din perspectiva costurilor și conversiilor. În situația în care ești mulțumit de rezultatele pe smartphone, poți face ajustări ale licitărilor. Aceste ajustări sunt de două feluri, pozitive și negative. În cazul de față, pot să modific distribuția pe telefoanele mobile cu o majorare a acesteia cu 20%. Într-un caz complet opus, pot decide să am aceeași licitare pe telefonul mobil și pe tabletă, dar să licitez mai puțin pe computere, acolo unde rezultatele mele sunt mai puțin valoroase. Vedem 5 conversii cu un cost pe conversie de 45 de lei, mult mai mare decât costul pe care l-am pe dispozitivele mobile. Astfel voi reduce licitarea cu 50% pe computere. Ajustarea pozitivă îți permite să licitezi mai agresiv atunci când anunțurile se afișează pe un anumit dispozitiv. Dacă pe desktop computers, spre exemplu, plătești 0,25 de lei per click, s-ar putea să vrei să licitezi dublu pe mobil, acolo unde numărul de anunțuri afișate este mai mic. Într-o situație complet opusă, este posibil să vrei să licitezi 0,3 lei per click pe tabletă și smartphone, dar să reduci licitările cu 20, poate cu 50% de pe desktop. Al treilea sfat este legat de statisticile pentru apelurile telefonice. Dacă ai decis să activezi extensia de apel telefonic care permite utilizatorilor să te sune direct din anunțuri fără să-ți acceseze site-ul, atunci este extrem de important să evaluezi calitatea traficului venit din apelurile telefonice. Pentru aceasta, te vei uita la raportul din secțiunea dimensiuni în categoria detalii despre apelurile telefonice. Vei vedea aici, ca în raportul pe care îl afișez acum, care sunt orele populare în care primești apeluri telefonice, dacă aceste apeluri au fost primite sau din contră nepreluate și din ce zone geografice s-au produs apelurile respective. După aceste 3 sfaturi, ai deja o imagine mai transparentă despre evoluția campaniilor tale pe suporturile mobile și prin optimizări repetate, la cel puțin 2 săptămâni, vei putea vedea rezultate în creștere în campanii. Până la următorul nostru episod, spor la sporit conversiile!